Sorin Bucurescu, primarul localității Slivilești, a fost ieri chemat la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, la discuții și nu la audieri, susține alesul. Acestuia i s-au adresat un set de întrebări care vizează modul în care s-au făcut exproprieri în zona Ștucani cu fosta Societate Națională a Lignitului Oltenia. Primarul a fost întrebat despre actele referitoare la eliberarea unor titluri de proprietate, documentele referitoare la eliberarea unor autorizații de construcție și la autorizarea de sfințării unor construcții, anumite terenuri cu care au figurat unele persoane în registrul agricol, dacă suprafața eliberată în înscrisurile de proprietate a depășit suprafața validată de Comisia Județeană, anumite contracte privind schimburile de terenuri între Primăria Slivilești și Municipiul Modru. Bucurescu a fost întrebat de toate documentele și titlurile de proprietate care au stat la baza schimburilor de terenuri. Printre strămutații de lux se numără și familiile Elinescu și Râmescu. Primarul a declarat că Mihai Râmescu a reușit să încaseze aproape 7 miliarde de lei vechi pentru mai multe suprafețe de terenuri și o clădire care nu exista în acte, respectivul imobil neavând niciun fel de autorizație din partea primăriei, dar a avut autorizație de demolare. Un singur impediment apare acolo, o singură problemă, ar exista o casă care nu are autorizație de construcție, în schimb are autorizație de demolare. Acolo e o problemă. Și aceea aparține domnului Râmescu, înțeleg? Da. Păi și e posibil așa ceva, să demolești ceva ce nu există în acte? Nu prea. Nu prea e posibil. Curios este faptul că și autorizația de demolare a fost eliberată tot de primăria Slivilești. Bucurescu susține însă că nu este teamă de nimic, deoarece a fost obligat să autorizeze demolarea după ce atât conducerea SNLO cât și anumite persoane au prezentat documente cadastrale pentru autorizarea demolării. Dacă după ce nu s-a eliberat autorizația de construcție respectivă, anumite persoane fizice, cât și reprezentanții SNL-ul au făcut tot felul de demersuri pe la cadastru, pe la Târgu Jiu și au venit cu alte documente, am fost obligat să dau autorizație de demolare, dar repet, eu nu am dat autorizația de construcție la imobilul respectiv pentru că nu aveam voie. Mai mult, primarul susține că anchetatorii nu verifică doar modul în care s-au făcut exproprierile, ci și dacă SNL-ul a plătit pentru bunuri care nu ar fi existat în realitate. A fost ocupat un sector de drum județean de aproximativ un kilometru și nu m-au despăgubit cu absolut nimic, nimic, nici 50 de bani. Cine și-a permis din SNL-ul să dea banii ăștia necuveniți, să răspundă. Deci este problemă doar la supraevaluarea terenurilor sau și la faptul că s-au despăgubit suprafețe mai mari decât cele existente în mod real? Și una și cealaltă. Și că s-ar fi despăgubit anumite lucruri sau bunuri care nu ar fi existat. Ieri la primăria Slivilești au avut loc descinderi, în urma cărora polițiștii și procurorii au ridicat mai multe documente care vizează schimburile de terenuri de la Ștucan cu terenuri în Motru, dar și modul în care s-a făcut despăgubirea proprietarilor de terenuri din zonă cu zeci de miliarde de lei vechi.